Potrivit statisticilor, la fiecare jumătate de minut, în România se produce o agresiune fizică asupra unei femei. Asta demonstrează faptul că familia românească are o problemă gravă numită violența domestică. Numai în ultimii ani au fost înregistrate sute de crime în familie, iar 3 din 10 femei au fost agresate fizic sau psihic de la vârste fragede. Actuala legislație românească nu îi pedepsește pe bătăușii care reușesc să obțină iertarea victimei agresate. Majoritatea tragediilor însă se produc după ce acestea se împacă cu agresorul. În urma acestui fenomen tot mai des întâlnit, 60 de senatori și deputații de la toate partidele, printre care îi regăsim pe Călim Popescu Roberta Anastase sau Raluca Turcan, doresc modificarea legii. Noua modificare a codului penal va fi supusă la vot în luna septembrie. Aceasta prevede ca agresorul să fie pedepsit cu până la 2 ani și jumătate de închisoare, indiferent dacă se împacă sau nu cu victima sa. Mara Mareș, deputat PNL, nu vede nicio justificare pentru violența în familie și dorește ca statul român să nu aibă toleranță pentru acțiunile de violență. În cazul unei acțiuni de violență domestică, atunci când victima își retrage plângerea, să continue totuși cercetarea penală. În actuala formă a codului penal, atunci când victima își retrage plângerea, atunci cel care este bănuit de violență domestică scapă de cercetare. Astfel, statul este practic obligat să închidă ochii în fața fenomenului de violență domestică, a declarat Mara Mareș. Autoritățile sugerează victimelor agresiunii să meargă la poliție și să nu se ghideze după zicalele bătaiei ruptă din rai sau, dacă nu este gelos și nu te bate măcar o dată, nu te iubește cu adevărat.